Piața Unirii a fost reparată recent cu milioane din bani publici. Se vede că asfaltul ăsta e nou-nouț. Dar de ce îl distrug acum? Mai au de spălat niște bani. Lărgesc carosabilul. Au schimbat proiectul. Ce se întâmplă? Numai la Chișinău se mai întâmplă așa ca la București. Muncă de mântuială. Și afară deja e vremea caldă, dar țâșnitorile astea nu folosesc, nu funcționează. Le-au băgat degeaba. Să le dea drumul în septembrie.